Undeva în apropiere de Ploiești s-a distilat un vis și a început o tradiție. În crama de la Bucov se desăvârșește primul whisky single malt produs în România. Povestea are peste 20 și aproape 4 de ani de zile. Deci e munca, totul a pornit pe undeva în 99. Ideea de a face un whisky în România a fost multă vreme privită cu scepticism sau curiozitate, așa că puțini au îndrăznit să spere că am putea produce vreodată cea mai complexă categorie, single malt. Single malt în categoria whisky-ului este regele. Și nu orice țară își permite să producă. Majoritatea celor care o fac sunt țări cu tradiție sau cu nivel de trai ridicat. Un grup extrem de select. După mai mult de 20 de ani de la primul gând și la scurt timp după ce a primit distinția Keeper of Quake, Nawaf Salameh trece la fapte. Este o recunoaștere globală. Nu e doar, hai să zic că poți să produci sau poți să o vinzi, da? Trebuie să știi ce înseamnă. Și România, deși nu e Scoția, Statele Unite sau Japonia, țările care domină această categorie, are avantajele ei. Orzul de foarte bună calitate, apa pură din dealurile subcarpatice, clima ideală, specialiștii de top și ambiția lui Nawaf Salameh de a produce single malt în această țară au fost ingredientele succesului. Eu pur și simplu am avut curajul și am zis că se poate. Am orzul meu, am apa mea, am clima mea, am totul și îmi lipsește mie la sfârșit de așa, un nou aromă. Majoritatea expresiilor de whisky single malt produs în România au fost maturate în butoaie ex-Kentucky Bourbon din stejar alb american și apoi finisate în butoaie de vin provenite din diferite țări, România, Spania, Franța sau Italia. Sortimentul fetească neagră a fost maturat în butoaie din cramele grupului, o altă premieră pe piața mondială de whisky single malt. Mă duc peste italianul și îi spun, dumne, ai câte vinuri frumoase ai tu acolo? Am și Chianti, am și Barolo. Și îi spun, ok, atunci, te rog frumos, când vezi când golești butoaile tale de Barolo, da? Le vreau eu. Ne-am dus peste francezii și am luat cel mai bun vin de la ei, am luat butoaie de la Cognac. Nimeni n-a făcut-o în Cipru cu cel mai renumit vin, Comandaria, în care este un vin folosit în slujile în biserice. Planurile sunt ambițioase. Povestea primului whisky single malt produs în România, inspirat din ce avem noi mai bun, continuă și se propagă la nivel global. Eu vreau să cred că single malt care poate pentru România este speranța. Hai să așezăm lucrurile cât mai repede. Hai să fim o națiune puternică. Avem, se poate, hai să luăm înapoi ce merităm.